În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Drept aceea mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, onorate oficialități și iubiți frați și surori, îl sărbătorim astăzi pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României. Ne-am putea opri la multe virtuți care l-au încununat pe el. Ne oprim la una, foarte importantă. Sfântul Apostol Andrei a avut spirit misionar. Așa cum ați auzit citindu-se, în Evanghelia Sărbătorii, el era născut în Betsaida, la nordul Mării Galilei, era frate cu Petru. La început a fost ucenic al Sfântului Ioan. Și a doua zi după botezul Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul trecând din nou pe lângă Iordan, Ioan văzându-l, a arătat către el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Zice Evanghelia că doi dintre ucenici, când au auzit, au mers după Iisus. Și unul dintre ei era Andrei, cel întâi chemat. Iar el, după ce l-a găsit pe Mântuitorul, după ce a zăbovit o zi împreună cu el, a alergat la Petru și a spus: l-am găsit pe Mesia, și l-a adus la Domnul. Asupra acestui spirit misionar pe care l-a avut, vrem să stăruim. Nu s-a mulțumit el că l-a găsit pe Mesia, ci s-a dus și la fratele lui. Dorea ca și fratele lui să aibă bucuria apropierii de Hristos Dumnezeu. S-a dus și l-a dus și pe el la Domnul Iisus Hristos. Și apoi amândoi l-au urmat tot timpul misiunii Domnului Iisus Hristos pe pământ. După înălțarea Domnului la cer, apostolii s-au împrăștiat pe tot pământul ca să bine vestească Evanghelia Împărăției, ascultând de cuvântul Mântuitorului pe care l-am citit la început. Mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă și iată eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Sfântul Apostol Andrei a propovăduit în Bitinia, a propovăduit în Tracia, a propovăduit în Bizanț, a ajuns în Sciția și în Sciția Mare și în Sciția Mică, și în sudul Ucrainei, dar și în Dobrogea noastră, și a întemeiat Biserica creștină între români, pentru că de acolo Evanghelia s-a răspândit peste tot teritoriul țării noastre. Așa că noi avem mânghierea că suntem o biserică apostolică. Sfântul Apostol Andrei ne-a bine vestit în strămoșilor noștri și râvna lui misionară este vrednică de admirat. Mai apoi
s-a dus și a propovăduit și în Grecia. Și pentru că oficială era religia politeistă, sprijinită de împărații romani, lângă Corint, la Patras, Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat, a fost răstignit pe o cruce în formă de X, cu capul în jos, iar în ziua de 30 noiembrie este prăznuit martiriul lui. Este pomenit Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, care printre multe alte virtuți a avut această virtute a misionarismului. Atunci când s-a oprit la această virtute pe care ar trebui să o aibă toți creștinii și și-a alcătuit dicționarul său teologic, Dumnezeu să-l ierte, părintele profesor Bria, analizând cuvântul misiune, a scris lucrul următor. Misiunea este vocația apostolică a bisericii de a propovădui Evanghelia lui Hristos la toate neamurile, chemându-le la reconciliere în numele lui Hristos prin pocăință și botez. Misiunea este un act de trimitere, precum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi, de mărturie a învierii lui Hristos și de evocare a evenimentelor care constituie istoria mântuirii. Misiunea este un criteriu fundamental al bisericii, nu numai în sensul că biserica este instrumentul mântuirii, ci și că ea, biserica, este scopul sau realizarea misiunii. De la începutul creștinismului, răspândirea Evangheliei a fost inseparabilă de formarea de comunități creștine prin convertirea personală, mărturisirea credinței și botezul în numele Sfintei Treimi. Biserica Domnului Hristos are această caracteristică de a fi misionară, iar Biserica Domnului Iisus Hristos este alcătuită din noi, din toți. Și atunci această virtute, acest spirit misionar, ar trebui să-l aibă tot creștinul. Vedeți, Sfântul Apostol Andrei, am zis, nu s-a mulțumit că el a aflat izvorul vieții, ci s-a dus imediat să-i spună și fratelui lui acest lucru. Noi, fiecare după puterile noastre, fie cu cuvântul, dar mai ales cu fapta, trebuie să fim misionari Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că în perioada interbelică, un mare intelectual român, Simeon Mehedinți, a scris o carte intitulată Creștinismul românesc. El era convins că vocația misionară pe care a avut-o Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, ar trebui să o avem și noi fiecare în parte. Și în această carte, intitulată Creștinismul românesc, a spus un lucru pe care n-ar trebui să-l uităm niciodată. Și zice el așa, că fiecare român în parte și toată națiunea la un loc atâta plătește cât înțelege din Evanghelia lui Hristos și cât pune în practică, auziți? Noi fiecare atâta plătim cât înțelegem din Evanghelie și cât punem în practică. Și tare mult am dorit ca să punem în practică Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.
noi și cei dragi ai noștri, pentru că nu trebuie să ne mulțumim că suntem noi lângă Domnul Iisus Hristos, că ne simțim bine, ci trebuie să-i aducem la El și pe ceilalți, pe cei dragi ai noștri. Acum se împlinesc 20 de ani de când Părintele Dumitru Stăniloae a plecat în eternitate. Și el, citând din cartea Apocalipsei, unde în ultimul capitol ni se spune că atunci când Domnul Hristos va veni a doua oară și toate lucrurile vor fi restatornicite la locul lor, în cetatea cea mare, în Noul Ierusalim, toate neamurile își vor arăta slava lor. Și zice Părintele Dumitru Stăniloae, și neamul românesc își va arăta slava lui. Care este slava lui? Slava neamului nostru este credința creștină ortodoxă pe care am primit-o de la Sfântul Apostol Andrei și în calitatea noastră de misionari, fiecare după puterea lui, am transmis-o mai departe. Pentru că, repet, a multă oară, fiecare dintre noi și tot neamul la oaltă, atâta prețuiește cât a înțeles și cât pune în practică din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. La urma urmei, două dimensiuni sunt esențiale pentru neamul nostru. Pe de o parte, credința în Dumnezeu, pe care am moștenit-o de la Sfântul Apostol Andrei, și pe de altă parte, legătura puternică cu toate tradițiile acestui popor. Aceste două dimensiuni, dacă le pierdem, ne închide valul vremelniciei. Și tare multă grijă trebuie să avem ca steagul să-l dăm celor de după noi, ca simțământul acesta legat de credință și de neam să nu fie pierdut. Poate și condițiile obiective în care lumea trăiește astăzi îi face pe mulți dintre cei tineri să nu mai simtă cu atâta putere dragoste față de neam, față de tradițiile lui și întâi de toate față de credința lui. Dar în inimile lor, noi cei care avem sufletul rănit de dragostea lui Hristos, trebuie să încercăm să facem misiune. Sfântul Apostol Andrei și-a încheiat misiunea lui fiind crucificat și dându-și viața pentru credința lui Domnul Iisus Hristos. Acum, fratele lui, la un moment dat, fiind pragmatic, l-a întrebat pe Domnul Hristos așa cum l-am întrebat și noi. Și citim acest dialog în Evanghelia după Matei, în capitolul 19. Atunci Petru, răspunzând, i-a zis, Domnul Hristos i-a zis, iată noi, am lăsat toate și ți-am urmat ție, cu noi oare ce va fi? Iar Iisus le-a zis, adevărat zic vouă, că voi, cei ce mi-ați urmat mie, la înnoirea lumii, când Fiul omului va ședea pe tronul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 tronuri, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau femei, sau copii, sau țarine, pentru numele meu, înmulțit va lua înapoi și va moșteni viața veșnică. Ei, cei 12,
Dar nu numai ei, ci și noi, ucenicii lor, dacă vom trăi după pilda lor, și noi vom moșteni viața cea veșnică. Amin.